Salutare, dragi prieteni! Reinco Zoici pentru voi. Băi, oameni buni, astăzi facem unboxing la Xonar AE. Este o placă de sunet de la brandul Asus cu o conexiune pe PCI Express. Este o placă de sunet 7.1 de PC Hi-Fi Master. Da, vedeți și voi aici. High Quality ESS DAC 110 decibeli. Sonic Studio, super șmecher programul ăsta, mi-a plăcut foarte mult. Imediat ce l-am văzut am zis, wow, trebuie să am o placă de sunet care să suporte programul acesta, este bestial. Headphone amp, perfect for voice, clear in-game communication, bla bla. Asta e mai mult marketing așa, dar totuși sunt binevenite. Bun, câteva specificații pe aici, le vedeți și voi. Dacă sunteți interesați de chestiuțe de genul PCI Express 1.0 or above. Deci această placă de sunet o puteți conecta într-un PCI Express de genul acesta, da, Xonul, sau direct într-un PCI Express din acesta mare, dacă aveți cum am eu două, pentru două plăci video. Eu nu folosesc două plăci video. Da. 970 de la Nvidia, dar puteți conecta și aici. Eu cel mai probabil am să o conectez aici. Bun, în pachet găsim placa de sunet Xonar AE 7.1 PCI Express Sound Card, un adaptor pentru optic, un CD cu driver și documentația. După cum vedeți și voi aici, avem conexiune jack 3.5 pentru microfon. Îmi place foarte, foarte mult la această placă de sunet pentru că avem conexiune separată pentru căști. Super șmecher, deci nu mai trebuie să mai scoatem afară boxele, să punem căștile, să scoatem căștile, să punem boxele. Pur și simplu conectăm căștile, lăsăm conectate, conectăm sistemul audio. Avem frontalul, rear, center și side. 7.1, avem și digital out, foarte important, digital out, mă interesează foarte mult, am să vă explic și de ce, la finalul acestui clip, rămâneți cu mine până la final să aflați, dacă sunteți curioși. Bun, sper că până acum v-ați pus întrebarea, ce se întâmplă cu aceste bucăți hardware. Se și vede Sound Blaster, da? Sunt vechile mele plăci de sunet din colecția mea de la Creativ. Eu sunt fan Creativ și la momentul de glorie al acestor plăci nu am avut bani să le achiziționez. Da? Următorul este Sound Blaster Audi G2ZS, este o placă de sunet tot cu 7 canale, cu conexiunea FireWire. Super tare, deci. Și aceasta are driver și, bineînțeles, ultima placă, actuala mea placă de sunet, pe care evident am să o înlocuiesc cu Xonar AE, este Sound Blaster, Creative Sound Blaster Extreme Music. Da, după cum vedeți, are și un radiator aici, este super tare. Cu toate că nu s-a încălzit niciodată, nu știu dacă acel radiator chiar se încălzește. Da, nu am reușit să o încing niciodată la... Dacă vă întrebați de ce anume trec eu de la Extreme Music la Xonar AE, pur și simplu suportul pentru drivere și multitudinea de opțiuni. Suportul de driver pentru Creative la aceste modele de plăci mai vechi, da, deci Extreme Music-ul este din 2003, da, aceasta este din 2001 și aceasta este din 2003, da, deci 2001 Sound Blaster, deci Audi G1, primul model, Audi G ZS este din 2003 și Extreme Music-ul tot din 2003, da, deci sunt plăci de sunet foarte vechi. Și suportul driverilor, cu toate că funcționează, este depășit. Asta este realitatea, este depășit.
își face treaba destul de bine, însă trăim în 2018. Haideți să evoluăm un pic. Totuși, nu costă o avere. De ce nu am mers pe Creative Sound Blaster în continuare? Cum să vă zic, acum 10 ani, mai bine de 10 ani, Creative deținea coroana. Creative deținea coroana și dacă vroiai sunet mai mult decât ceea ce îți oferă placa ta de bază, Creative era opțiunea potrivită pentru toată lumea, gen. Da. Acum, în prezent, Asus deține coroana, în opinia mea, și oferă mult mai mult decât prețul plătit. Da, deci diferențele de bani între Xonar AE și o placă de sunet Sound Blaster era de cel puțin 150 de lei, 200 de lei pe acolo și am zis nu, rămân la Asus Xonar. Am mai avut eu experiențe cu Asus Xonar în trecut și am fost super, super mulțumit. Haideți să o scoatem afară din pachet să vedem ce conține pachetul. Review și Flash News. Am un nou cuțit de unboxing, un Karambit Knight, Karambit Knight Full Black, super frumos. Haideți să tăiem sigiliul. Nu arată rău deloc. Să-l punem deoparte că nu e de jucat cu dânsul. Pam, pam, pam. Bun, o pungă antistatică, după cum vedeți, este destul de micuță. Adaptorul. Bun. Manualul. Documentația. CD-ul cu driver este binevenit, însă în cazul în care nu aveți conexiune la internet, folosiți acest CD doar de forță majoră. Nu știu dacă mulți dintre voi încă mai folosiți o unitate optică la calculatorul vostru. Eu personal încă folosesc o unitate optică, nu am putut să mă despart de ea, nu știu dacă am să pot să mă despart de ea câțiva ani de acum încolo. Dar aceasta este alegerea mea. În prezent am observat că majoritatea nu folosesc unitatea optică. Oricum, avem acces la internet și puteți descărca de pe site-ul celor de la Asus driverul cu ultima versiune disponibilă. Uitați ce backplate frumos are, Xonar, The PC Hi-Fi Master. Conexiunile, avem microfon, căști, front, rear, center și side, plus conexiunea optică. Să ne uităm un pic la placă. Ce mi-a plăcut în principal la această placă și mi se pare super... super alegerea celor de la Asus că au ales să meargă în această direcție. Vedeți și voi aici, avem chipul, da, DAC-ul audio aici. DAC-ul audio poate fi schimbat. Da, deci acesta este afară de aici, are un slot. Da, îl vedeți, nu este legat de placă, pur și simplu avem un slot unde putem să-l deconectăm și putem să-l înlocuim cu un alt DAC, deci placa de sunet suportă un upgrade, să-i spunem așa. Noi și putem să punem ce DAC vrem noi, este super șmecher, mi-a plăcut foarte mult acest aspect. Bun. Vedeți și voi tranzistorii, acești tranzistori colorați, arată foarte, foarte drăguț. Presupun că sunt de o calitate superioară. Spre deosebire de Xonar,
Creative Sound Blaster este un pic mai mare, da? Și conexiunea este un pic mai mare, da? Mult mai mare chiar. Da, aici avem PCI Express, aici avem PCIe, da? A evoluat foarte mult tehnologia și se vede diferența atât în performanță cât și în drivere și în... O placă de sunet super calitativă. Eu v-aș recomanda să vă achiziționați plăci de sunet care au în componența lor doar jack-uri din acestea din metal. Sunt mult mai rezistente, fac o conexiune mult mai bună și merită per total toată investiția. Da, să plătiți ceva bănuți în plus, dar să aveți conexiuni stabile și rezistente, să nu vă treziți că se strică jack-ul sau așa mai departe. Ați văzut și voi acele plăci de sunet de buget sub 100 de lei, da? Au conexiuni din plastic, nu am acum să vă arăt, dar am să vă pun o poză pe ecran cu o placă de sunet cu conectori din plastic. Sunt destul de firavi, da? Nu vă recomand sub nicio formă. Bun, cam asta a fost unboxing-ul la Xonar AE. Haideți să trecem la partea de software și discutăm acolo.